Nouă deja ne-a intrat în sânge să ne ascundem de monștrii ăștia. Acum arde nerăbdare să vină următorul. Am devenit și noi mai ageri și ne ascundem cu mult mai bine deja de monștri. Iar lor le este cu mult mai greu să ne găsească. Eu cred că voi greșiți. Noi nu trebuie să subestimăm monștrii. Și ei devin din ce în ce mai puternici. Așa, un început interesant am vrut să fac, iar vă amestecați. Haideți să vedem cine este următorul monstru. Nu se poate aprecia biluța asta. Cred că e mov. Matei, tu cel care ești cel mai neînfricat în familie, ai așa o reacție? Deja mă pui în gardă. Ce monstru e acolo? Tot ce știu pe ăsta, chiar și tati. Eu probabil că deja i-am văzut pe toți monștrii care există pe fața pământului și toți ne-au căutat deja. Nu mai cunosc alții. Spune ceva despre el. El trăiește în cel mai murdar loc din casă. Cel mai murdar loc din casă? Este tot Mironul. Ai văzut ce mirosuri urâte ieșeau de acolo? Melissa, mă te-ai zis cel mai murdar loc din casă, nu cel mai mirositor. Este și murdar, dar și miros urât. Dar stați puțin! Eu am învățat că cel mai murdar loc din casă este frigiderul, dacă nu spălați la timp. Cum frigiderul? Și nu am auzit nici de unul nostru care să stea în frigider. El stă mereu în baie, nu în bucătărie. În baie? Doar de canalizare să fie. Dar oricum, noi mereu spălăm acolo. Mami, ai dreptate. Am cumpărat și șarpe și diferite soluții ca să turnăm și să dispară orice miros. Stai. Hainele, din coșul. Nu, Mircea. E legat de WC? El nu are nici mâini, nici picioare. Iela! Scubidu! Scurbirdu! Skibidu! Skibidivicheu! Skibidivicheu, mă tii? Da! Dar nu este corect! El este scund și o să vadă sub paturi! Măscăriciul ăsta? Iarăși la noi în casă? Abia de-am scăpat de ei! Nu știu cum voi, dar eu plec să mă ascund în cel mai îndepărtat loc. Și zic că trebuie să ne grăbim. Abia de-am scăpat de o purcărie și vine alta și mă ieși. Unde să mă ascund? Așa, unde pătura este dată mai în jos și nu se vede sub pat. Uite că ăsta e cel mai lung. Da, și mai trag așa. Așa. Eu mă ascult în sub pat alb ca și Skibidi. Matei, tu te-ai pus chiar în față. Dar eu mă voi ascunde aici, în spate, pentru că el are și colacul și capacul. De ce mă ascund aici? Nu este prea cum. Aici văd peste tot. Eu reprivez videoclipul în care noi ne ascundem în WC-urile Skibidi. Poate vine ceva idei. Melissa mi-a mintit să fac o capcană. Nu știu eu încă. Nu m-am gândit la capcană. E important să reușesc să mă ascund cât mai bine aici. Dar oare el are gâtul atât de lung să ajungă sub fiecare pat? Eu îl aleg pe acesta, cel mai îndepărtat de ușă. Poate nu ajunge până aici. Hei, mami, ce faci? Aici stau eu. Nu am înțeles. Of, scuze. Mă duc în celălalt. Ce? Dar Matei zicea că n-are picioare.
picioare, ăsta și mâini are. Brrr, schibiri dub 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 yes, schibiri double dip dip. Of, mare cânticaci! Și asta e melodie! Când o aud, vreau și eu la baie! Dacă știam că vine ăsta la noi, din start luam un odorizant pentru veceu. Eu nu-mi plac filmele cu schibide, dar a noastră. E și normal, Matei, pentru că mereu noi îl învingem. Și sper astăzi să nu fie o excepție. Vai, ce fioros este! Schibide, 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 schibide. Oh! Aici trebuie să fie cineva. Schibide, schibide. Cineva s-a ascuns aici să pat. Și și-a lăsat din greșeală păpucii afară și-l voi prinde. Schibide, 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 schibide. Ieși! Cum aș Crăciun? Este chiar lângă pat cu mine. Ceva mă bofăie prin stomac. Așa e mereu când plec pe lângă baie. Îmi amintesc că vreau la baie. Și iată, a venit ăsta. Hai mă repede să termine acest challenge. Că dacă nu, va trebui să ies forțat. Dar stai, papuși de ăștia are Matei. Vai, din prima l-a găsit pe el. Păcat, un măscăriși de ăsta, pe Matei să-l găsească. Schibidi, schibidi. Nimic! Las ca să vă prind! Schibidi, schibidi! N-am găsit pe nimeni, dar în schimb m-am papuci! Schibidi, schibidi, schibidi! Să-i încălziți ăștia cu Moș Crăciun! Schibidi, nu poți să se încălzi! Așa, ce cer? Ca mici, dar în schibidi îi sunt... Așa, schibidi, schibidi, acum poți să dansezi și mai bine. Brrr, schibidi, dob, 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 isil, schibidi, double, dip, dip. O să vă dă să-l pe tot, schibidi, dob, dob, dob. Apetit-o șansă, apetit-o șansă. Matei și-a mintit de această farsă, dar schibidi nu. Așa-i dacă nu reprivești videoclipurile noastre de destule ori. Ce îmi place foarte mult la acest challenge este că mereu trebuie să-ți pui mintea în mișcare și să fii activ. Dar nici voi nu trebuie să fiți pasivi. Chiar acum apăsați pe butonul de like și scrieți în comentarii ce trucuri să folosim ca să scăpăm de ce schibidi. Melissa, liniște că vine. Hei, este cineva aici? Am nevoie de hârtie igienică. Ajutați-mă să iasă cineva să-mi dea. Încă un pic și voi avea nevoie și eu de foarte multă hârtie igienică. Ieși mai repede din casă de la noi că nu mai pot. Am auzit răspunsul. Las că vin eu la tine, să-mi dai hârtie igienică. Ei, cu organismul ăsta nu te pui, limba o mai poți ține după dinți. Dar iată, nici de cum. Este cineva acasă? Este! Cât e mai aproape, cu atât mă provoacă și mai tare. Hei tu, ieși! Ies, ies! Și dacă nu ies eu, ies el. Eu plecat! În sfârșit am găsit pe cineva. Trăși că vine, dup, 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 ieși. Schibiri, double, dip, dip.
cine este următorul. Acum, chiar vreau, te rog frumos, ieși, să-mi dă cineva hârtie igienică. Te rog frumos. Stai, dar cum l-a găsit el pe tati? După miros? Ori după sunet? Am ceva. Să umflu șoseta mea și să o arunc sub patul vecin, că e gol. Să vedem, cade în capcană sau nu. Este un puturos aici. De aici miroase. Ieși împuțitule. Nici din mine nu miroase așa. Hai nu mai exagera. Să stai tu 2 săptămâni sub paturi și o să vedem cum o să miroși. Ce e aceea? Ce-i asta? O șosetă! Mă mustră ochii de la ea! Să plec cât mai rapid de aici! În schimb, ai mai pierdut o șansă! Taci, măscăriciule! La cât de murdar ești! Mai simți și alte mirosuri? Ei! Schibidi! Ai mai găsit ceva? Mai bine spune unde ai fost și ce ai ascuns. Ce am ascuns deja s-a dus. Ce s-a dus? Ce-a îngropat pisica. Ei despre altceva n-au ce vorbi. Eu mă rog să schimbe tema. Este cineva aici. Cu siguranță este. E gol! Nu e gol! Ai dat-o chiar în bară! Sper să rateze și ultima încercare! Cineva și-a pornit căldura! Îți este fric? Bun culcuș ce-ai găsit! Hai să te băt! Nu e corect! Cu siguranță trebuia să fie cineva aici! Dar a plecat! Dar nu mai am vieți! Ha, ce? Schibidibidibidobdobdob, ieși, ieși! Hai, fuga de aici! Ce, Melissa? Doar pe toate l-a prins! Pentru că voi ați jucat acest challenge, murdar și de ce am pierdut? Care pretenții ai? După cum e monstru, așa e și challenge-ul! Propun să pleci! Să ne continuăm challenge-urile și alți monștri vor să încerce cu noi puterile. Chiar nu plec nicăieri. Rămân aici să mă joc cu voi. Perfect! Cred că va trebui să vină și speakerman și cameraman și atunci nu ne vom plictisi. Mi-am amintit! Am de făcut o treabă! Trebuie să vă las. Știi, mă, ce treabă ai de făcut? Să nu uiți să tragi apa și după aceea să te speli pe mâini. Probabil că aceasta este formula pentru toți monștrii. Melissa, eu îți propun să alegi unul din plicuri care îți place. Acesta albastru. Hai să vedem ce avem în interior. Stai puțin, începem așa fără mami. Într-adevăr? Unde-i mami? Mami! A ieșit din challenge? Nu știu. Bine, până vine ea, haideți să vedem monstrul. Scoate poza! Aș scoate-o, dar mi-este frică! Cum să-ți fie frică de o poză? Pentru că este invizibil, imprevizibil! Și incredibil! Este omul invizibil! Am citit cartea!
Și dacă e invizibil, de unde noi știm că el a fost pe aici? Sau dacă nu cumva e acum cu noi? Plicul nostru este gol! Probabil că ultimul vostru lipsește! Deci, familia Mirimi a câștigat toți moștrii! Yay! Să sărbătorim! Ce și unde? Cineva vine! Atunci, cât mai rapid să ne ascundem! De nu știu cine, nu știu cum și nu știu când! Rapid! Nu lăsăm urme! Oare cine vine? Este prima dată când noi nu știm de cine ne ascundem și nu știu în care pat să mă ascund. Aici! Vai, se aude din ce în ce mai tare! Ce mai fi oros? Ce poate fi? Unde e mami? Mami n-a reușit să se ascundă, Mircea. Mami probabil că va fi scos din challenge. Dar noi oare putem termina challenge-ul fără de ea? E mami. Cum? Mami este ultimul monstru. Ei, nu vrei să mă lași jos? Toti, Melissa, lasă-mă tot în pace! Da, cheamă-i pe toți, lasă să iasă. Cine vrea să recupereze pe mami, a? Hai, ieșiți! Ce? Mami e captivă! Trebuie neapărat să o salvăm! Dar ce trebuie să facem? Cum să reușim? Niciunul nu a reușit să vă găsească pe toți! A venit eu să salvez situația! Vă voi scoate pe toți din vizuină ca pe niște cârtițe! Dacă vreți ca mamea voastră să fie la libertate! Nu-l ascultați? Scap eu cumva de el! Lasă-mă odată jos! Nu te doare spatele? Sunt cam grea! Nu-ți face griji! Voi depune eu un mic efort, dar în schimb vom câștiga challenge-ul noi, noștri! Oh, mai ușor! Să nu mă scap! Vampirul nu joacă corect. Ah, ăsta e vampir. Dar eu sunt sub plapumă roșie. Cu siguranță va trece și pe la mine. Dacă știam, astăzi mâncam mai mult usturoi. Și ce noroc am cu patul. Este alb. Mircea, ascultă planul și după aceea să-i transmit și lui tati. Ei, știi ce? Să înceapă distracția. Da. Și deconectează lumina căci mă dor ochii. Cum așa? Eu mă tem de întuneric. Mi este frică. Nu. Să ne caute pe întuneric? Vampir? Ori faci cum îți spun eu, ori te dau pe spate. Nu mă da pe spate, că îmi sparg capul! Hai, du-mă acolo! Doar un singur bec deconectăm! Eu îți voi spune câte și cum să le deconectăm! Uite, asta ne schimbă planul! Mai ușor! Ce faci? Dansezi? Ușuriel! Mircea, schimbăm tactica! Așa, de în jos, toate întrerupătoarele. Toate? Păi va fi biezna aici! Fă cum îți spun, nu mă enerva! Bine! Perfect, e suficient așa cum este. Îmi place! Mai ușor și ia mâinile de pe mine! Ușor! Tati, Melissa, să-i dăm drumul! Ai spus ceva? Vorbește mai tare!
Nu, n-a spus nimic. Spune ce vrei. Unde să mai mergem? În care parte? Încolo? A? Ea crede că voi asculta ce-mi propune. Ha-ha, lasă, știu eu povestea aceasta. Nu voi călca pe aceeași greblă pe care au călcat-o ceilalți moștri. Am eu planul meu. Uite, eu îți propun să căutăm în patul cela. Parcă simt că este cineva din ei acolo anume. Perfect! Mulțumesc pentru sfat! Eu te rog să-mi arăți toate cele 5 paturi pe care trebuie să le deschid. Toate 5? Da, acuși ți le arăt. Imediat! Hai, apreciază-te odată! Eu nu am timp să aștept! Da! 1, 2, 3, 4, 5... Gata, știu! Ți le arăt acum! Ăla-i primul, 2, 3, 4 și 5! Mami arată paturile goale! Perfect! Mulțumesc pentru serviciu! Cu plăcere! Doar vreau să te ajut! Poate totuși conectăm lumina, ha? O vom conecta la final! Acum hai să deschidem paturile! Păi doar unde mergi? Ți-am spus în partea cealaltă! Vom face tocmai opusul la ce mi-ai spus tu! Vom căuta în cealaltă 5 paturi care au rămas! Ce? Uite cum ne-a dus de nas pe toți! De la care să încep? Uite, pe ăsta nu mi l-ai arătat! Aici stă tati! Patul meu! Hai să vedem ce se află de desubt! Bine! Ușor! Deschid acum! N-am înțeles! De ce nu-i nimeni aici? Cum așa? Eram convins că planul este ok! Stai! Vreți că matur! Eu totuși zic să mergem după cum ți-am spus eu prima dată! Nu cum vrei tu! Vezi că ai dat greș! Acum patul ăsta alb! Hai, verificăm! Nu trebuie! Verificăm, am spus! Bine! Oare va deschide și patul meu? Ce-i asta? O cină pastă! Ce-i acolo? Nu-i nimic? Nu-i Mircea? Mircea trebuia să fie aici! Nu știu! Nu Mircea! Altul, un mircelică! Ce mă fac? Am pierdut challenge-ul! Așa, hai să verificăm patul ăsta, imediat! Întrebuță și tot în zădor! Într-adevăr, nu-i nimeni nici aici! Următorul! Acum ăsta! Ripejor! Bine, ripejor! E gol și ăsta? Unde sunt toți? N-am înțeles! Ce farsă e asta? Încă una! Ușor! Unde o iai? Păi oprește-te odată! Zic că ai pierdut challenge-ul și atât! Încă n-am pierdut! Ăsta roșu! Care? Roșu? Da! Nu cred să nu fie cineva. Probabil că aici găsim pe cineva dintre ei. Acuși te schide! Îți simt inimioară că îmi bate! Repejor că morim! Te rezicam! Ușor! N-am înțeles. Eu i-am văzut cu ochii mei pe toți sub aceste paturi.
parcă au dispărut așa din senin. Da. Vampirul nu știe, zic ala ceia, unde unul nu-i putere. Unde-s doi, puterea crește. Și dușmanul nu sporește. V-a plăcut ideea? Super tare! Așa și ne-am gândit din start că va face vampirul. Doar că cu un risc. Dacă deschidea acest pat, găsea patru iepuri odată. În schimb, eram cu toții împreună. Unde sunt? Unde toți? Sunt aici? Gata, gata! Te-ai liniștit și iau-o mai ușor! Ai pierdut toate șansele și ai ales tu singur paturile! Dă-mă jos! Nu te iubesc, dar să știi că mulți oameni ne pedepsesc! Uniți, am fost mult mai puternici, nu ca un strigoi singuratic pe timpul nopții! Și ăsta a fost ultimul monstru! Deci am câștigat! Nici nu vă imaginați cum îmi tremura inima când deschideam patul fiecăruia! Dar cum de-ați reușit să vă stricurați așa nici nu mă observ? Măcar eu! Exact atunci când deconectai becurile! Ne-am stricurat așa cu toții în acest pat și a fost o idee genială! Am scăpat vreun monstru în challenge-ul nostru? Dacă da, scrie chiar acum în comentarii! Să-l invităm la un duet!